Tunelurile au fascinat oamenii din cele mai vechi timpuri. Dacă primele astfel de construcții erau naturale, formate din roci calcaroase, în diferite peșteri, a situația stă cu totul altfel. Tunelurile sunt în prezent adevărate construcții de artă. CNN a alcătuit o listă cu cele mai interesante tuneluri din lume. Însă care sunt acestea, ne spune Virginia Usicu, editor Aleph News. Virginia, cum arată acest top? Rămâna în topul celor mai spectaculoase tuneluri se află Gotthard din Elveția, cu o lungime de 57 de kilometri. Tunelul de bază este cel mai lung și mai adânc tunel feroviar din lume. Acesta a fost deschis pentru prima dată în 2016 pentru a stimula traficul feroviar de marfă pe subalpi. În top regăsim și tunelul Lardal din Norvegia, cel mai lung rutier din lume. Acesta are 24,5 de kilometri și leagă capitala Oslo de Bergen. Pentru a sparge monotonia, cât mergi prin tunel, s-au introdus curbe ușoare de pe secțiunile drepte, iar la fiecare 6 kilometri a fost construită cât o cavernă concepută pentru a imita un răsărit de soare. Pe locul 3 se află tunelul Canalul Mânecii, care leagă vestul Franței de sudul Angliei. Tunelul are 50 de kilometri și a fost deschis pentru prima dată în 1994, după 6 ani de lucrări de construcție. Mai mult, acesta se află la aproximativ 75 de metri sub fundul mării. Și ce tuneluri din afara Europei sunt incluse în topul CNN? Primul pe listă este Tokyo Bay Aqua Line, o autostradă care este alcătuită în principal dintr-o combinație de pod-tunel peste golful Tokyo din Japonia. Acesta are o lungime de 9,6 km, iar construcția sa a durat 31 de ani. A costat 11,2 miliarde de dolari. Și Islanda se laudă cu tunelul ghețarului Landskjold. Acesta are 500 de metri lungime și include tuneluri și încăperi subterane cu diferite forme decorate și sculpturi de gheață instalate cu lumini. Îți mulțumesc, Virginia.